Vocea voastră a fost auzită! Salut, sunt Hidden și te invit pe serverul meu de CS1.6. Mod CSGO se numește CSGO.safer.ro. Te aștept! Deci bine v-am găsit la review ascuns, să-mi pun review care știu că l-așteptați foarte mulți dintre voi. Dacă îți place acest video, nu uita să apeși butonul de like, ne ajută foarte, foarte mult. Haideți să facem 350 de like-uri și să începem review-ul de astăzi. Ok, deci este primul review ascuns făcut unui mod. Mă rog, al doilea dacă ne gândim că 1.6 a început ca un mod. Oricum, modul ăsta este atât de jucat la noi chiar și în ziua de astăzi, încât eu zic că merită un review. By the way, o să mă concentrez ceva mai mult pe RPG, deoarece este cel mai popular mod de joc. Nu am uitat de stand Sumo sau altele, doar că RPG este singurul care încă se mai dezvoltă și este popular. Cel puțin la noi a ajuns chiar să acopere și alte moduri, gen Race, Battle Royale sau Sumo. By the way, am jucat dimineața în gameplay și de asta serverul este mai gol. Nu că ar fi Ruby cel mai popular server sau ceva de genul ăsta, dar niciunul nu prea era la ora aia. Adică am văzut și mai rău. Ok, era o glumă. Acum, serios, nu vreau ca acest video să devină o ceartă între comunități sau ceva de acest gen. Mulțumesc! Am nevoie de bani, am nevoie de dolari. Vreau să cumpăr o pereche de ochelari. Ok, aici nu mă refer la grafică, gameplay în stilul celorlalte review-uri, deoarece le are pe cele ale GTA San Andreas. Până la urmă este același joc. Mai mult mă refer la chestiile oferite de Samp în sine. Modul clasic nu este cine știe ce, oricum nimeni nu îl joacă. Sunt mai mulți jucători pe mapa de San Andreas, pur și simplu. Dar Samp îți dă posibilitatea să faci aproape tot ce se poate cu niște linii de cod în San Andreas. Așa au apărut toate modurile gen Godfather, Roleplay, RPG, Stand sau altele. În ultima vreme la noi numai RPG a rămas popular. Iar cel puțin pe Nefrit, dar sunt sigur că și pe celelalte servere au apărut moduri mai mici de joc în el, cum ar fi Sumo, Survival Arena, Battle Royale, Race Arena, am mai spus asta și în introducere. Deci cam ce oferă Sampul RPG, singurul popular din ziua de astăzi, o simulare nu completă a vieții reale. La început ești un nimeni, iar după ce începi să faci joburi gen Tracker sau altele, acum sunt foarte multe joburi pe servere, începi să faci bani. Începi să îți poți permite o mașină personală și mai trebuie să faci ore jucate, cam cea mai importantă chestie de pe server și level ca să poți intra într-o facțiune, gen joburi, dar mai mișto, în care chiar interacționezi cu alți playeri. Un jucător de Samp aspiră în primul rând să intre într-o facțiune. Ele pot varia de la pașnice, gen taxi, unde transporti alți jucători unde au nevoie, sau instructori, cei care îți dau licența de zbor, barcă sau armă, la departamente, cum ar fi poliția, armata sau FBI. Diferențele între astea trebuie ar fi că poliția ți-a și permisele, în schimb FBI sau armata doar te omoară dacă dai rob și chestii sau pe unele servere chiar îți confiscă drogurile. Mai pot fi mafii, multe fiind inspirate din poveste gen Ballas, Grove, Aztecas și altele. Pentru aceste joburi mai mișto, trebuie să ai destule ore jucate și să faci o aplicație pe Panel. Ce aia? Adică un site care are baza de date a serverului pe care te joci. Și aplicația trebuie să fie destul de serioasă, adică trebuie să scrii destul de mult în ea și chestii pe bune. Mă rog, uneori. Pentru că este o mafie foarte frumoasă și bine organizată. Mai poți avea case sau afaceri pe un server de Samp, ceea ce este foarte tare. Ce este mișto la Samp RPG este că începi în a fi un nimeni și crești în continuu în reputația ta pe server și crești prin acțiunile tale. Tot ce faci tu contează, cu cine vorbești, cu cine te cunoști, cu cine îți faci pile, dacă n-ar fi să ne gândim așa. Adică reputația ta este construită prin acțiunile tale. Ai până la urmă opțiuni nelimitate prin a crește pe un server de Samp. Și nici nu este prea realist acest Samp RPG ca roleplay-ul simplu. Stunt era cel mișto, doar că nu mai atrage lumea pentru un motiv. Puteai avea orice mașină și te puteai teleporta oriunde și erau tot felul de locații cu rampe unde puteai face tot felul de șmecherii. Era foarte mișto și stand, adică mă jucam foarte mult când era mai mic, dar a rămas cam static în timp ce RPG s-a tot dezvoltat. Am nevoie de bani, am nevoie de dolari, vreau să cumpăr o pereche de ochelari. Modul Samp este destul de vechi într-adevăr, dar asta poate să fie și o calitate. Dacă moduri noi precum 5M pe GTA 5 există și sunt chiar foarte
foarte, foarte tari, nu sunt la fel de stabile. Încă sunt cu problemele lor. Și Samp a avut asta pe la începuturi, dar acum este foarte vechi și s-a maturizat. Scripterii au libertate atunci când vor să creeze un nou server, iar stabilitatea serverului ține de ei mai mult, pentru că Samp acum este mult mai stabil de la sine față de cum era înainte, dar libertatea scripterilor de a adăuga tot ce se poate pe un nou server poate duce la probleme. Totuși, dacă ești priceput, totul poate merge ca pe roate. Un server de Samp este foarte complex, adică mult mai complex decât s-ar fi așteptat oricine. Nici nu se compară cu cele de CS, vă dau un exemplu. Oricum, chiar dacă Samp este mai stabil acum, pe vremuri avea o reputație de mod nestabil, adică MTA era cel mai bun la acest domeniu într-o vreme. Cu toate acestea, pentru un mod atât de vechi și complex, Samp orice chiar ok aici, mai ales dacă sunt scripteri pricepuți. La capitolul ăsta, San Andreas Multiplayer este un punct de reper pentru 5M sau alte moduri pentru GTA 5, care chiar sper să devină ceva stabil. Nevoie de bani, am nevoie de dolari, vreau să cumpăr o pereche de ochelari. Ok, Samp nu are cea mai respectată comunitate ever, adică sunt foarte mulți oameni loiali care încă joacă și asta este foarte bine, dar cei care nu joacă bagă sampiștii în aceeași oală cu metiniștii. Din cauza mimurilor poate, adică cu Samp găsești cele mai penale mimuri, dar nu ar trebui să fie chiar așa. Samp este și va fi mai mișto în opinia mea decât metinul, mai ales că este un mod bazat pe capodopera numită GTA San Andreas. Oricum și sampiștii între ei sunt împărțiți în momentul de față. O parte sunt cei care chiar știu să facă script, adică sunt puțini și respectați pentru că sunt coșmar. Pentru oricine să fie nevoie să scrie toate acele linii de cod destul de complicate, să fie sigur că nu va distruge un server. Mai sunt și jucătorii care poate s-au reapucat recent, poate nu, dar care joacă de plăcere sau nostalgie, vor să se simtă bine pe jocul ăsta și mai sunt, pot spune, frustrații. Gen ăștia care îți fac post așa, adică pe bune, cât de frustrat să fii, să vrei să faci rău unui alt jucător pe Samp, frate, pe Samp. Reclamațiile au un motiv să fie acolo, dar când știi că ți-a luat permisul regulamentar, nu e ok să faci post de dragul de a fi acolo. Da, trebuie să ai dovadă pentru tot ce faci pe acest server și mai toți au dovadă într-adevăr, dar chestia asta dă din nou dovadă de ură și nu este deloc ok. Adică mulți oameni fac posturi degeaba doar ca să ia un policist warn, ceea ce nu este ok și chiar strică grav imaginea jocului pentru că se știe de acești frustrați. Deci lui Samp ca mod i-aș da 10 din 10 pentru că este unul din modurile perfecte ale comunității, dar în sinea lui, să zicem ca joc, chiar dacă el este un mod, i-aș da 8 din 10. Nu este experiența perfectă, completă, nu, când intri să te joci Samp, nu e ca și cum îi zici că e cel mai bun joc din toate timpurile. E un joc foarte bun, îți captează atenția, chiar poți să te joci și mai mulți ani pe același server, ceea ce înseamnă foarte, foarte mult, înseamnă că te atrage, înseamnă că este un joc complex și este foarte, foarte mișto, mai ales că toate serverele până la urmă sunt făcute de comunitate și știți că mie asta îmi place foarte mult. Chiar sunt curios opinia voastră și ce note ați da acolo în secțiunea de comentarii, să începem o discuție interesantă. Aici e terminat review-ul meu de astăzi, dacă ți-a plăcut nu uita să apeși butonul de like, ne-așa foarte, foarte mult. Haideți să facem și noi 300 de like-uri la acest video. Eu sunt Hidan, seară zi sau o seară bună, ceau!